Petrență câștigăm de acolo încolo, Da, ei își fac datorii. nu pot să țin eu sau Andrei echipa. A, nu, e De ei clar că dacă depinde. se reușește promovarea, nu o să se dea înapoi. Mai ales după ediția asta frumoasă de Noi am vrea campionat. ca să le dăm șansa să țină echipa. Da. Din moment ce s-a adus și un antrenor, zic eu, de E un perspectivă, antrenor Valențe foarte bun, Sărman. care eu cu Gino am mai lucrat cu dânsul și avem foarte mare încredere în el. Sperăm să câștigăm barajul și să promovăm implicit în Liga 3, să continuăm. Da. Într-un rol de campionat, Andrei a fost domnul Șumotecan, era Da. jucător-antrenor. Jucător-antrenor, Jucător-antrenor, el jucător. a plecat, a venit domnul Săsărman. Dincolo de această modificare, sunt jucători care au venit între timp la echipă? Sunt. Da. E diferit lotul? Deci Să vorbim puțin în despre retur lot. au venit jucători ca și Ginu, care l-aveți în studio aici. În turn el n-a fost. A mai venit doi jucători de la Dej, De la Unirea? Nu. din localitate de la Dej. Deci A. ei s-au transferat de la Năsău, Duno Coste, Vieri, Unghile, care îi spunem noi Vieri, și unul Borșan și Vaida. Vaida a jucat pe la junior, pe la Unirea Dej, am înțeles, tot de la Năsău, de la am transferat. Și Borșan este un junior pe care se pune mare accent acum, că deoarece, nu știu dacă ați aflat, se joacă cu un junior în teren la baraj. Te Deci obligă. te obligă să Te joci cu junior obligă. în teren la Și el baraj, e tot varianta. meciul. El e singura variantă. Mai avem ceva junior, dar Aveți grijă să nu se accidenteze. da, Da. trebuie să mai avem Sperăm. unul pe bancă, că Rezervă, nu da. poți să ne lucrezi numai tot cu junior. Absolut. Deci nu. Deci asta e de anul ăsta, de când se joacă cu junior în teren. Și pe noi ne-a anunțat târziu, ori nu a fost informat conducerea noastră, mai nu sau, nu știu. Acum de 2 săptămâni au spus. Noroc că au aflat. Noroc că au Că aflat, altfel puteați da. pierde cu 3-0 la masa verde. Poate mergeam la Mergeați baraj fără degeaba. junior, da. Da. Girone s-au adaptat jucătorii ăștia după ce au venit? Sau și tu Da, păi mai ales. ai ratat un baraj cu Livezile, acum ești aici la un alt baraj, v-ați integrat ușor la Mărișelu? Bineînțeles, mai ales că noi suntem și prieteni jucăm fotbal împreună. Am mai jucat cu domnul Săsărman la fel, cu Șomotecan la fel. Deci nu au fost probleme de genul. E mai greu pe teren mare? Jucați mult și pe sintetic, nu? Și tu, Andrei, jucați și Vorba mini de... fotbal, la Nu, e fotbal diferit. diferență. Efort diferit, Este o nu poți să diferență le compari. între mini-fotbal, fotbal pe teren redus și pe teren mare. E o diferență, dar ne adaptăm. Da, cel mai bine simți diferența când trebuie să alergi Da. 100 de metri, nu? Asta Cum? e singura problemă la nivelul județului. Nu o să prinzi o echipă care să fie pregătită fizic la zi. Măi, toată lumea Și prin asta muncește. am dominat noi campionatul, nu? Că îți dai seama, toată lumea care joacă cu locul întâi, hai că vine Mărișelul să-i batem, da? Trebuie să și poți. Au fost stimulați, dar nu tot timpul merge. Da, poate au zis ăștia de la Uriu când v-au bătut cu... Da, făceau o mică glumă în timpul terenului. Ăștia au câștigat campionatul, hai să le mai dăm, sau hai să ne oprim. Deci, caterincă din asta Da, la da, fotbal, cum se da. Dar face. Noi Uriu n-a am... jucat rău. N-a jucat, Nu, a nu. terminat locul 3 campionatul, deci nu a fost o echipă de... Asta, o echipă foarte bună. S-au mobilizat, că a venit liderul la ei, bineînțeles, trebuie să joace, să ne bată, să demonstreze că... Dar sunt orgolii mari în Liga a patra. Depinde acum, nu pot să spun. Sunt și orgolii. Nu mergi să joci numai doar de plăcere. Dacă mergi la fotbal, trebuie să mergi să și câștigi. Asta e concepția mea și... Nu degeaba mergi să mai să se termine meciul, să putem bea o bere, de exemplu, nu? Da, Mergi să se câștigi. întâmplă pe multe Se terenuri întâmplă și... treaba asta, fără obiective concrete. Ginule, cum e la meciurile de Liga a patra? Sunt incidente des? Că suntem pe la sate și pe acolo lumea e mai impulsivă, așa un pic mai. Eu cu unul n-am pățit nimic, nici nu m-am lovit. Bine, intrări mai dure și pentru că vezi tu că un fotbalist faltează când nu poate și atunci dacă e mai greu să-ți ia mingea, te lovește, că ce să faci? N-are altă Dar variantă, da. nu ieșite din comun, sau nici nu eu genul care să mă plâng, dar nu față de ce era acum 10 ani când mergeam la Liga 4 și mă uitam la meciuri, nu schimbate. Jucători care au jucat mai sus, care joacă, deci nu. Da, și vă cam cunoașteți Nu între voi. mai exact. Bun. Sunt terenuri din ce în ce mai bune Da, asta am vrut să și în spun. Liga a patra. A evoluat fotbalul județean, a evoluat pe an ce trece, deci. Și se impune și de la JF, baza sportivă. Da. Nu te înscrie dacă nu ai bază sportivă corespunzătoare, e strictul Și joci necesar. altundeva. Să ai Cum vestiare, să ai... are Monariu? Monariu joacă la Jelna.
Da, dar își fac terenul acum. Își fac, probabil din ediția viitoare o să joace la ea acasă. O să joace la Mânar, da. Da. E un meci deci un lucru foarte bun pe care îl fac. Am înțeles că sunt construcții cu terenul. Mai multe. Feldro o să-și facă teren, Plivezile, Bârgău. Deci acum, ce poate fi așa de greu să întreții un gazon sănătos, să-l tunzi, să-l uzi, să-l tunzi, să-l uzi. Cam asta e procedura. Da, și vestiare. Dar până atunci trebuie să investești un pic. Trebuie. Acum primarii care spre comune, da. Am înțeles că au primit fonduri pentru baza sportivă, pentru că trebuie să investească. Da, acum câțiva ani se juca Ginule și pe Mușuroaie, dar nu știu dacă în Liga a 4-a. Terenurile gen de la Jelna sau poate și la Bârgău sau în alte sate, să zic mai mici, erau terenuri cu Mușuroaie. Asta e cumva din comoditatea oamenilor, că nu se poate chiar... N-ai bani să... pui o iarbă bună să-l întreții, dar măcar nu, nici chiar așa, să joci pe Mușuroaie și pe iarbă până la genunchi. Și pe denivelări mari. Cum e la Mărișelul? În ce condiții jucați? Teren bun. E o terenă foarte bună administrată de domnul Grandea, terenul a lui, a dânsului, și se ocupă de el. Vestiare, apă caldă, suprafață de joc foarte bună. Da. Și aici... am înțeles că este omologat și pentru Liga 3-a. Asta cel mai important. Să întreb. Domnul Brenda ne-a promis că până în august, când ne gândim că o să începem turul în divizia C, dacă se promovează, așa, da. El a promis că terenul o să fie, dacă nu ca la Romului, măcar aproape de nivelul gazonului de la Romului. Da, asta va fi în mod clar un avantaj pentru voi dacă o să jucați direct acasă, să nu faceți deplasări de 40 de kilometri până... Aici au pierdut mult și Livezile. Aici au pierdut mult și Livezile, părerea mea, că se deplasau meciurile de acasă, le juca la Romului. Acolo automat trebuie să deplasezi ambulanța, că nu ți-o dă nimeni, deci oamenii de costuri ordine. Costuri mai mari. Dacă costuri mai mari și poate nu dat banii la primele, poate nu au fost la zi cu salariile și automat s-au terminat banii. S-au terminat banii, automat nu mai joci cu aceeași plăcere și cu aceeași ambiție dacă nu ți-au dat banii. Mereu și te joci numai așa. Pot să spun că și asta e un factor pe care de aia au retrogradat, nu știu. Dacă stai și te gândești, sunt jucători tineri care au avut șansa să joace în divizia C și nu mă gândesc că au avut ei în cap numai bani. Pentru ei a fost o posibilitate să joace în divizia C. Și o posibilitate de afirmare în același timp. Dacă joci bine în Liga a 3-a, poți să mergi mai departe. Poate să te vadă cineva. Te vede cineva. Măjer care... Da, Voința Sibiu și ei au promovat în Liga 2. Sau Sigartău? Sunt acolo, sunt împreună. Ești foarte bun care pentru nivelul ăsta, dar au avut o șansă să pornească de jos din nou. Da. Ginu, pentru mine Măjer reprezintă un subiect pe care putem să-l abordăm, în sensul că tot timpul l-am văzut ca fiind unul dintre cei mai talentați bistrițeni la fotbal. Ginule, întrebarea mea e următoarea. De ce n-a fost luat în seamă foarte mult la nivelul ăsta mai înalt de Liga 1 sau chiar, să zic, Gloria 2, poate? El a avut șanse. A jucat și la Oțelul Galați. Da, a jucat și în Intertoto la un moment dat pentru Gloria. Cum trebuie să ai și noroc. Eu sunt de părere că trebuie să ai puțin noroc. Să-i placă la un antrenor de tine și să te forțeze, nu poate, te bag într-un meci oficial, ești mai timurat, mai cu frică și nu te mai bag, nu mai dă șansa a doua oară. După părerea mea că oricum este un jucător foarte bun, sper să-și arate adevărată valoare unde joacă, cum o să joace Liga a doua, sper să își intre... Da, ultima partidă jucată de Gloria Bistrița 2 în Liga a 3-a a fost cu Voința Sibiu, a pierdut cu 1-2 aici la Iproeb. Nu știu, Măjer a jucat, a fost cumva la meci? Da, eu n-am fost, dar a fost tata. Eu nici nu am fost. Știu că chiar am întrebat dacă a jucat, însă că a jucat și destul de bine. Da. Din păcate, pentru județul nostru, Gloria Bistrița 2 și Voința Livezile s-au dus în Liga 4-a. Aici rămâne cu semnul întrebării dacă Gloria Bistrița 2 va juca în eșalonul ăsta. Chiar Andrei spune înainte de emisiune că nu se știe exact ce se va întâmpla, dar mă rog, nu intrăm foarte mult în detaliile astea. Vestea bună pe cealaltă parte e că Voința Mărișelul joacă meci de baraj și dacă anul ăsta am avut două echipe în Liga a 3-a, în următorul campionat